Îi citești povești sau astea? Sau adorme? Da, îi citesc povești. În seriile în care nu îi citesc povești, punem povești, pentru că acum tehnologia ne oferă multe variante. Ia zi-mă două vorbești. Da, please, Siri. Da, Siri, zi-mă două povești. Dar, da, ce să zic, îi place foarte mult să asculte povești. O relaxează. Asta. Și cred că dacă eu am obișnuit-o cu chestia asta de mică și este o persoană, o fetiță care vorbește foarte bine, foarte deschis și foarte argumentat. Adică nu se pierde în gândurile ei, știi? Mult, vorbește mult, adică vorbește tu mult. Îi mai zici, mai las-o pe mama un picuț că... Da. Da, vorbește, dar are și cu cine să semene. Adică, da. Dar la școală, bine, tu nu prea ai cum să vezi, se mai face sportul ăsta, adică mai alergă copiii prin curte, pe acolo? Am întrebat-o chiar aseară, pentru că ea mergând la o școală în regim britanic, practic sportul se cheamă PE. Și zic, ce e PE? Ce ai făcut? PE e Physical Education. Da. Și o întreb, ok, bine, și ce se face la PE? Zice, o grămadă de jocuri și activități. Deci îmi imaginez că îi pune în echipe cu deci mingea. Deci nu păcălim sportul, vezi? Nu. Contează enorm asta. Eu sper ca ea să vadă asta și la mine, pentru că știe, în fiecare zi mami merge la sport. Înainte a fost cu patinaj, înainte tenis, adică ea vede contează că este, asta. Da, e una. Dar vezi, nu vreau să mă stric cu tine, vreau să rămânem prieteni. Ce mâncăm? Adică tu ce mănânci? Mănânc cât pot, de serios. Să nu începem cu salate și cu date, te rog. Nu neapărat salate, nu, că nu. Normal că n-o să... Mâncăm și salate. În sensul că o salată verde la ceva. La ceva, bravo. Așa. Că mă speria să iasă în goală. Nu, dar uite, de exemplu, eu evit carne. O evit pentru că nu mă simt bine mâncând. O mănânc rar. Aici vezi, ne pierd. O mănânc rar. Dar să știi că pentru sport, în momentul în care faci sport cu greutăți, este indicat să consumi proteină ca să-ți alungească mușchiul. Pentru mine ca fată. Pentru voi ca bărbat, bănuiesc că vreți și nouă, dar ni le-a lungit, vezi? Nu ni le-a lungit pe lung. Că și ele, să știi că și mușchii noștri sunt alungiți, dar nu cum trebuie. Deci te duci în fiecare zi la sală. Uite, asta e exemplu. Vorbesc foarte serios. Bun, și muzică? Am timp și de muzică. Nu, are 26 de ore zi. Măi, acum îmi dai seama că nu merg în studio zilnic. Câtă inspirație să ai, știi? Și oricum în ultimii 2 ani am preferat să scot mai puțină muzică, dar mai bună, decât mai multă și mai puțin bună. Pentru că eu cred foarte tare într-o vorbă pe care am auzit-o când eram mai mică, și anume că un om are un număr limitat de hituri într-o viață. Ca și un om, mă refer că un autor. Un autor. Și atunci... nu mă grăbesc nicăieri. Adică eu cred că eu pentru mine, mie personal, mi-am demonstrat ce aveam de demonstrat. Și atunci doar vreau să mă bucur de muzică. Nu mai simt o presiune. Nu simt că mă aleargă cineva. Dar pandemia te-a omorât? V-a omorât la pe nivel toți? Energetic, da. Și la nivel artistic? Păi da, energetic, adică, din punctul ăsta de vedere. Da? Pentru că energia pe care o simți pe scenă din partea publicului chiar nu are comparație cu nimic și nu poate fi înlocuită de nimic. Online să cântăm în fața unei camere și... Nu. Ăla e un schimb de energetic organic. Un schimb de energie organic. Și da, în pandemie, fără concert... Dar ai băgat din astea? Online? Am băgat, dar nu simt nimic. Nu simt nimic. Ca și cum cânti în fața unei camere. Uite așa, într-un platou gol și să... Nu există. Tu trebuie să simți publicul, să-l vezi, să-i vezi privirea. Și nu numai, poți să tai cu ochii închiși și simți un val de energie. Deci exact ca la sport, te poartă publicul ăla. Da, și publicul îți dă putere, publicul te ridică, publicul te coboară. Corect, așa spun și sportivi. Nu contează că mă înjură sau că sunt cu mine, că poate și că mă în deplasare. Da. Contează să văd că sunt 20.000, 10.000, 100.000 de oameni să fie acolo. Altfel, așa, când am intrat în pandemie și ăla gol, să aud microfoanele alea de fond, sau, bă, dă-o și aia cu... Poc, trosc! Da, nu merge. Da. Să te înjure, zice cineva, să mai urle la tine, să simți așa adrenalină și... Păi, uite, pot să-ți fac acum, dacă tot vorbim despre asta, să spun despre ieri de la... Când a fost ieri? Alaltăieri. Eurovision. Urs. Da. Deci, reprezentantul României. Cred că a fost singurul participant la Eurovision din ediția asta, unde toată sala aia din Torino a cântat cu el refrenul. Deci omul ăsta e mai câștigat decât orice premiu. Ce a primit el acolo ca și informație energetică și apreciere și tot, pentru el a fost confirmarea. Băi, mi-am făcut treaba bine. Adică nu contează locul, așa că știm cum se dau punctele și contează exact ce spui tu, cu ce vii de acolo. Da, cu ce vii de la Torino în bagajul tău din suflet. Da, de aici, corect. Da. Foarte așa tare. Zine de muzică, ce urmează acum? Ce urmează, facem acum? Urmează o piesă nouă. Zine. Urmează zine o piesă nouă. Da. Știm când? Cred că într-o lună maxim. Bun. Așa. Clip tot? Adică nu cu mai tot pachetul, acum. da, normal, nu mai merge. Nu mai regizezi tu. De data asta nu. Să știi că în ultimii ani am făcut asta pentru toate piesele mele, dar în momentul ăsta nu simt să o fac din nou. Și la fel cum ți-am zis, nu am nicio presiune. Facem lucrurile așa cum le simțim.
Da. Și în rest, mai multe alte proiecte, dar nu pot să-ți spun eu mare lucru. Am înțeles. Pare rău. Bun. Pe partea de sport, povestește-ne de tenis ce urmează. Deci te-a prins flama. M-a prins clar. Flama, da. Am ca, ca să vedem unde veniți. Eu aștept acum în septembrie încă turneu. Deci ne pregătim din mai pentru septembrie. Da, la finalul verii, la început de toamnă, atunci ar trebui să fie din nou turneu. Trebuie să mă mai antrenez, că în ultimele 6 luni cu ai stat pe tânjala, așa. Da, cât am făcut patinaj, n-am mai avut timp fizic să fac tenis. Bravo! Da. Acum îmi iau toată puterea fizică de la sală și mă duc și exersez la tenis. Bine, dar zici că sportiv, zici că eu cu asta mă ocup. Da, zici, da. De ce a venit? E cu muzica? Nu, domnule. Dar de câte ori ai antrenat pe săptămână? Sau cum? La ce? La tenis? Da. Aia, ca să fie ok, ar trebui să am de 3 ori, dar nu pot. Chiar mai am și alte lucruri de făcut. Adică acum, ok, da. Merg la sală zi de zi, da. Mă duc o dată la tenis. Dar fii atent acum, zi-ne de fotbal. Le ai cu fotbalul? Nu, cu nimic? Fotbalul paralel. Nu ții cu nicio echipă, cu nimic? Nu. Nu ți-a plăcut niciunul când era mai tinere, lui Cristiano Ronaldo de-aștea? Cristiano Ronaldo de-aștea? Da, mai tineri așa. Frumoșei Beckham cu ăștia sau cine era? Da, Beckham îmi place, dacă îl știu. Dar altfel, deci nu nimic? Nu mă pricep. Nici de la noi, nici de afară? Chiar nu mă pricep. Adică, de exemplu, uite, unde joacă unul frumușel? Sau uite, unde aș ca Beckham, știi? În Anglia. Bun. Și Cristiano Ronaldo, concentrează-te un pic. În Brazilia? Ăla e Ronaldinho. Da? Ronaldo. Cristiano Ronaldo ăsta nou, nu ăla dinți. Ah, ok. Ăla era Brazilia. Ok. E unul acum Cristiano Ronaldo. Să fie în Italia? Bravo, aș ca la Juventus și acum e la Manchester, dar în Italia și la... Deci nu ne uităm. Dar nu ne uităm, dar știi, dacă sunt lângă, uită, da? Mă prinde. Zici și tu, hai, dimă, mămică, da. Hai, oh. Da. Chiar asta, bine, nu prea știu dar eu nu de ce se supără sau... Băi, deci vrei să zic una cea mai... Deci a fost ceva penibil rău de tot. La 17 ani, tata a prins o excursie, nu știu, și am plecat în Madrid. Și a fost anul în care Bănel Nicoliță a dat autogol. Ai fost la meciul ăla? Eram acolo la meci. Nu și cred. Ce crezi? Cred că am fost singura care a sărit când a fost un gol și am zis, bravo! Măi, nu că-mi poartă aer. Vai, cum e asta! Ei, fata, stai jos, că în partea ilaltă trebuie. Da, eram sus, nu vedeam, trebuia să-mi pun binocul și am văzut că dă băiatul gol și zic, Doamne, de ce nu vă bucurați? Vai, cum este asta! Și șoc, 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 sora a fost singura care s-a bucurat la golul lui Bănel. Nu mă știa nimeni, eram mică. Stai seama, este, mă! Bine că nu mă știa nimeni. Știi că mai sunt unii care se duc în galeria adversă. Da? Știi, și la golul echipei se... Și zic, opa, așa, ia o fețele la toți, așa, știi, unchiule, n-ai nimerit galeria, știi? Exact, da. Deci tu la Bănel te-ai bucurat că Bănel a dat un gol, știi, că așa a fost. Da, dar eu nu am știut, că am crezut că dă un gol, pe bune, nu... Dar la sport te uiți la televizor? Că patina... A, uite că sunt și concursuri de patinaj. Bineînțeles, așa am și crescut cu patinajul artistic în fiecare... Comentat de Cristian Țupescu. Dumnezeu să le-a căsat întâlnit, cred că 4 ani ieri de la plecarea dumnealui. Sau oricum zilele astea de când nu mai e. Și ne uitam cu toți. Ne uitam cu toții, exact. Dar și... noi nu prea am avut patinaj, așa a fost noi... Păi nu, nu. Domnul Cornel, care da, a venit aici, exact, așa. Exact. N-am prea avut, n-am eu personal să zici, da. Mamă, uite, vreau să fiu ca. Asta este o problemă și pentru mine, ca și gust personal, mie mi-a plăcut întotdeauna patinajul în pereche. Și atunci, noi oricum n-am avut niciodată corect, patinajul da, în pereche. Așa și este. Mă uitam doar la străini. Dar, uite, la tenis mă uit. Te uiți. Da, și acum vine Roland Garros. Păi hai și fur din alea. Ia uite mă cum m-am prins de ce te uiți. Știi că am făcut asta, ca să-mi dau seama de niște lucruri. Chiar bine, dai seama, n-ai cum să furi. Adică, scuză-mă, ce să fur eu de la toate campioanele? Mă uit și... mișcare, o ceva. Da, mă uit să văd la deplasare. La... Eu, de exemplu, am o problemă cu forehand-ul. Ți-am zis să-mi iese din greșeală în punctele decisive. Zici că ești exact la stângace sau dreptace? Sunt dreptace eu. Bun. Da. Dar acolo e problema. Acolo eu am acolo de lucrat. Acolo mai avem de lucrat, cum acolo zic. Mai avem de lucrat. Și cum simțiți? E, acolo, știi, așa cu târșele, mai avem de lucrat. Mai avem, da. Domn profesor, dacă ați auzit-o... Deci știe, domn profesor, știe, da. Dar mi-a zis că sunt cea mai silitoare eleva lui. Mă rog, eram până să intru la patinaj. Și nu te-ai mai dus deloc? 4 luni cât am avut, nu. Și 2 luni înainte am făcut pauză, că am avut un blocaj lombar. Ești bătrână, mămică, te doare când mai plouă, te doare ceva? Nu. Da. Eu asta zic că de la ce vorbeam noi înainte cu sportul, da, da, de performanță, pot să zic că am exagerat un pic și m-a luat un pic durerea la lombar, dar culmea este că făcând pauza, intrând pe gheață, n-am mai avut nicio durere de când spate. Normal ar fi trebuit să se re... Să se reașeze durerea. Dar așa e asta, cum spun toți, că mușchii nu uită exercițiul fizic, memorie. Adică da, o memorie, așa e pe bune. Așa e, așa e. Am mers... Acum o săptămână la tenis din nou, deci după pauza asta de 6 luni și mă așteptam să fiu mult mai rău. Dar alergăm prin parcuri astea, nu? Nu.
Suntem hârciogul ăla pe bănduța aia? Da. Și bagi din aia multă? Alerg 10 minute. Ușor, nu ne speria. Nu, știi, adică să nu spui. Mai mult nu pot, n-am încercat. Dar cu viteză, sprint. Și după aceea... Alina, nu trebuie că ne-ai dat cădere. Eu te aștept la sală. Nu, lasă, mulțumesc frumos, ești o fată, mulțumim, lasă-le. Avem una aici vis-a-vis, numai că e cu tăvi. Da, 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 le-am prezentat și eu. Da? Păi vezi că în sarcină m-am îngrășat 26 de kilograme. 26. Mi-a plăcut burgerul mult de tot. Și nouă. Și n-am fost gravid. Povestește-ne cum ai scăpat, că aici de interesează. Vezi că atunci când am slăbit, am slăbit de la Doamne, Doamne. În 6 luni am slăbit mai mult de 26. Și până de ce nu ne vede? Unde? Adică faci o cerere, ceva sau... Cred că e și după păcate, după câte păcate ai avut. Așa e la tine? Nu știu. Așa a fost? Deci 26 de kilograme de jos sau mai mult? Am dat mai mult jos, am dat 30 jos, dar... Nu știu să zic, în momentul ăla nu făceam sport. Adică nu eram, după am descoperit. Deci gândește că eu am născut la 26 de ani. Poate m-a ajutat și faptul că s-a altfel. Bine, ai 24 acum? Mulțumesc, nu. Cum 20? Deci mușchii ăștia ai făcut în ultimii 4-5 ani? Da. Hai, tăticule, acasă, că ne-ai făcut de râs azi. Asta zic, e posibil la orice vârstă, în orice da? Vârstă. Da, trebuie doar să ai disciplină. Lumin, și... desigur. Adică am o colegă în sală care are 54 de ani și arată de înțepenești. 20% este sportul, 80% este alimentația. Aici nu ne înțelegem. Că știu, crede-mă că și eu poftesc la cartofi prăjiți, la sosuri, la suc. Adică ciocolățică de aia mică, așa limbuță de aia de copil, 8 într-o cutie, nu? Bune, rău. Mă înțelegi? Știu, mă înțelegi? Știu, dar uite, sâmbăta este zi în care poți să mănânci ce vrei tu și în rest încerci să fii... Gândește-te, adică eu așa am luat-o. Zic, băi, ok, pofte, pofte, dar corpul ăsta trebuie să mă țină mult timp. Și mai ales în industria, meseria pe care eu mi-am ales-o, da. Trebuie să mă țină și bine, nu doar așa. Aici ai dreptate. Deci facem un rezumat. Ne așteptăm la turneu în septembrie. Nu, întâi vine melodia. Da, întâi vine melodia. Melodia cu toate, da. Calma, nu mai lansează nimeni pe radio, doar pe radio. Da. Bun. După aia turneul de la... Tenis. Tenis. Da. Care trebuie să veni să filmăm, să ținem minte, da? Vă septembrie, țin minte și vă invit. Să ținem minte, să nu ne uiți. Da? Da. Și o dăm pe Erin la... La tenis, cred. La tenis. Da. La tenis. Por costisitor, te-ai ars. Și tu și ea... Rachețele. Da, da, uite că dacă mă vede la turneu în septembrie, poate mă duc și eu la ea în decembrie. Există și pentru copii. Copii. Da. Sore, să rămână, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Și eu m-am simțit bine, să rămână, bine. Să rămână, mii de mulțumiri. Ține minte toate astea. Fii atent, da. Muzică promisiune. Și după aia, da. Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, punem punct final aici. Așa cum spune și sore, la modul cel mai sincer, duceți-vă la sală. Nu este bășcălie, pentru că așa cum a zis chiar ea, corpișorul acesta trebuie să ne ducă mult. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine, 10 și 30 de minute. Toate cele bune, la revedere! Hai România, în fiecare zi! Hagi, Hagi, șutul lui Hagi, gol! Hagi România! Hai România, în fiecare zi, la Antena 1.